Despre mindset s-au scris multe cărți, așa că m-am tot gândit oare ce ar fi cel mai potrivit să vă spun eu astăzi despre mindset. În domeniul imobiliar, una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă un agent imobiliar la început de drum, dacă nu a mai condus o afacere până atunci și a fost doar angajat, este schimbarea mindset-ului din cel de angajat în cel de intraprenor sau antreprenor. Pentru a vă oferi un răspuns, am căutat în trecutul meu și am încercat să-mi amintesc ce m-a determinat pe mine să devin antreprenor și să mă arunc în mijlocul provocărilor. Am realizat că pentru mine cel mai important lucru din întreg procesul de schimbare al mindset-ului a fost declanșatorul, adică motivul care să mă determine să fac marea schimbare, motivul care să fie suficient de important pentru mine pentru a face față disconfortului, nesiguranței, problemelor financiare cu care riști să te confrunți pe parcursul acestui drum și multe altele. În concluzie, dacă declanșatorul poate susține toate provocările cu care te vei confrunta în călătoria ta de schimbare a mindset-ului, ai toate șansele să reușești. Aici se naște o întrebare. Oare merită să consume atâta energie? Răspunsul meu este cu siguranță și recomand tuturor să iasă din Matrix și să-și croiască drumul așa cum dorește de cuvință. Programele care ni s-au băgat în cap încă din copilărie te pot face să rămâi închis între temerile injectate de sistem, de societate și de evenimentele negative din viața ta, să-ți cauți o slujbă și să muncești în continuu pentru un angajator. Dar înainte de a începe procesul de schimbare al mindset-ului, va trebui să te asiguri că ești educat și ești suficient de bine antrenat, trebuie să fii sigur că ai soluțiile pregătite la tot ce ține de gestionarea stresului, al efortului la situațiile limită, la probleme care vor apărea și cu care nu te-ai mai confruntat până atunci. De ce? Pentru că odată ce ai început procesul de schimbare al mindset-ului, ai doar două variante atunci când te vei întâlni cu ele. Să renunți sau să continui. Dacă declanșatorul este puternic, vei continua și într-un final vei reuși să-ți schimbi mindset-ul. Dacă declanșatorul nu este suficient de puternic, vei renunța și te vei întoarce de unde ai plecat. Drumul schimbării mindset-ului este unul anevoios pe toată durata lui. Nu vei putea face pauze, dar vei putea să reduci din viteza cu care vei face lucrurile și vei putea să o accelerezi din nou atunci când vei fi pregătit. Dacă te oprești, riști să te demotivezi și să renunți. Disconfortul va trebui să devină noul confort dacă dorești să reușești. Trebuie să lupți în continuu cu tine și cu ceea ce te poate determina să renunți. Trebuie să înțelegi că, dacă dorești să ai succes, va trebui să muncești mult mai mult decât ai făcut-o ca și angajat, dar o vei putea face în ritmul și în modul în care dorești. Libertatea pe care ți-o oferă activitatea de antreprenor și faptul că totul depinde doar de tine poate fi un declanșator suficient de important pentru a începe. Un alt declanșator ar putea fi posibilitatea nelimitată de câștig, de dezvoltare, de creare de relații noi, de a munci de unde dorești, de a dezvolta proiecte noi și de a-ți pune în practică ideile, de a avea un statut respectat, de a te îmbrăca cum dorești, de a interacționa cu o anumită categorie de oameni. Declanșatoarele pot fi multiple. Așa că, dacă dorești să pornești pe acest drum, caută-ți declanșatorul sau declanșatoarele care te vor ajuta să treci peste toate obstacolele. Acum că avem și mindset-ul potrivit, nu ne mai poate opri nimic din a ne focusa pe rezultate. Sau mai poate fi ceva? Vă las în suspans până data viitoare, dar asta nu vă oprește pe voi să îmi trimiteți părerile voastre, doar așa ne putem dezvolta împreună. Dacă vrei să afli mai multe despre cum vedem noi lucrurile legate de mindset sau dacă dorești să intri în echipa noastră de agenți imobiliari profesioniști, susținuți zi de zi în lupta lor cu schimbarea mindset-ului, trimite-ne CV-ul tău și vino în echipa noastră. Cam atât pe ziua de azi. Să aveți o zi plină de provocări care să vă ajute să vă autodepășiți. Cristian Trânc aici, ne vedem data viitoare.